Thailanda nu rămâne în Thailanda. Avem astăzi un invitat special și știu că sunteți foarte curioși și vă doriți să aflați cât mai multe. Așadar, Radu Vulcan este prezent în platoul știrilor și face dezvăluiri din culisele celui mai fierbinte show al verii, insula Iubirii. Bună ziua, Radu, și îți mulțumesc pentru că ai acceptat această invitație. Bună! Așadar, vorbim despre cel de-al optulea sezon, care începe în curând pe antena 1. Vreau să știu cât mai multe, cât poți tu să dai din casă și aș vrea să știu ce înseamnă pentru tine cifrau. E, ai zis bine cât pot să dau din casă, pentru că nu pot să dau foarte mult. Și nici n-ar fi, -ar fi bine, n-ar fi frumos pentru că trebuie să le lăsăm pe, pe telespectatori, pe fanii, fanii emisiunii să trebuie descopere Trebuie să-i ținem în și eu abia aștept să fiu sincer, exact. sunt exact. fana exact. emisiunii și sunt foarte curioasă. Serios, da? Se uh, despre... da? Să place, mă bucur. N-am despre, niciun sezon, să știi. <laughs> spuneai despre cifra 8, este într-adevăr, pentru mine a fost un sezon cu totul și cu totul special, pentru că eu sunt născut pe 8 februarie, iată luna îndrăgostiților, de asemenea, România se află în 2024 sub incidența cifrei 8 și, în ultimul rând, în numerologie, cifra 8 este un simbol al echilibrului, al infinitului și așa mai departe. Cât de echilibrate au rămas cele 5 cupluri, cele 5 cupluri până la final, vom vedea, începând cu 15 iulie. Apropo de asta, e ceva ce te mai surprinde pe tine după, iată, 8 sezoane de Insula Iubirii? De fiecare dată sunt surprins, da, pentru că sunt, mereu spun asta, sunt tipologii diferite, oamenii sunt diferiți, caractere diferite și așa mai departe. Și atunci, cu toate aceste lucruri, situațiile care se nasc acolo și în care se află ei sunt, sunt diferite. Repet, comportamentul lor este totuși cu totul diferit și special. De ce sunt special? Pentru că... Vreau să-i să felicit pentru că dau, au dat dovadă de curaj pe tot parcursul filmărilor și de când s-au înscris la casting, de altfel, pentru că s-au deschis în fața țării fără teama că ar putea fi judecați în urma faptelor lor de acolo și chiar merită merită. Și felicită. e clar un mare test pe care l au de trecut. Mm -hmm. Cum sunt cuplurile de anul acesta? Foarte mișto. <laughs> sunt, uh, uh, sunt diferite, nu există niciun cuplu uh, la fel. Uh, sunt povești, povești, interesante. Ispitele, ispitele sunt Asta, extrem de sunt, că, ispitele? <laughs> sunt uh, extrem de interesante, arată, arată foarte bine, într-adevăr. Uh, cuplurile, cei din cuplu sunt, uh, sunt oameni foarte frumoși și mai mult o să-i lăsăm pe cei de acasă să îi descopere, pentru că să știi că și pentru mine sunt surprize. Nici eu nu știu exact 100% tot ce s-a întâmplat acolo. Abia pe, la televizor, pe post, atunci descoper și eu foarte, foarte multe lucruri. Pentru că de asta și îmi place să mă uit, pentru că uh, văd unde nu am fost acolo și unde mi-a plăcea să ajung. Dar uite, cum este pentru tine să fii prezentatorul unei emisiuni atât de longevive? Practic este una dintre emisiunile de super succes din România. Da, într-adevăr. Am ajuns la sezonul 8, asta înseamnă 8 ani. Plus a mai fost un an când nu s-a mai filmat, deci 9 ani când am fost plecați în Republica Dominicană cu pandemia așa și așa mai departe. Foarte mulți ani, da, mă bucur, mă bucur că oamenii au încredere în acest, în acest format pentru că au învățat, ușor-ușor, să privească poveștile, poveștile celor de acolo, celor care iau parte la acest, la acest test. Sunt povești interesante și cred că oricine uh, se poate transpune cumva și să se găsească în, în acele situații, în acele povești de viață, cum spuneam, e uh, este cumva un test și pe, pentru cei de acasă, pentru mulți de acasă care se uită la Eu televizor. cred că până la urmă și pentru tine e un test, da, pentru că e. nu este deloc simplu. Toată lumea spune, uite, e greu pentru concurenți, dar cred că și pentru tine, în calitate de prezentator, este dificil, chiar și din punct de vedere fizic, pentru că știu că mai povesteai de multe ore, stăteai de exemplu pe acea buturugă mm -hmm. la bonfire. Doamne, pentru... dacă aș fi avut așa ceva acolo... <laughs> da, este un test și pentru mine. În primul rând, că... Învățăm, fiecare de acolo, învață câte ceva, câte ceva de, la, de la cei prezenți atunci când stau față în față cu ei. Este un test al răbdării, este un test al înțelepciunii. Pentru că și eu la rândul meu mă implic foarte mult în tot ceea ce, în tot, mă implic foarte mult în tot ceea ce fac acolo și mă ajută cumva experiența pe care o trăiesc. Dar, uite, oamenii sunt curioși să afle și ce faci tu atât timp cât concurenții, nu știu, filmează altceva sau ies la date, reușești să ai și alte activități pe acolo? Cumva sunt, stau oarecum în zonă, pentru că oricând se poate, se poate isca o situație, se poate naște o situație specială, să zic, și este cumva nevoie de, de intervenția mea pe moment și nu-mi permit să mă duc, nu știu, pe o plajă îndepărtată sau... Mă odihnesc, în primul rând mă odihnesc pentru că nopțile sunt extrem de lungi, și se filmează foarte, foarte, foarte mult, în special noaptea, da, se filmează foarte mult, apoi în timpul zilei au loc tot felul de intervenții, mai mici sau mai mari. Iar eu, asta este, asta este rolul meu acolo de mediator și de a încerca cumva să îi fac pe cei de acolo, pe participanți la test, nu pe concurenți, mi place să le zic participanții la acest test să-i fac să înțeleagă, de fapt, momentul în care se află atunci. Da. Recunosc e, că te-am întrebat acest lucru și din curiozitate și prima oară să știi că m-am gândit la mâncare, la mâncarea tailandeză. Uh -huh. Știu că ție ți îți place foarte mult. Știu că și Adele îi place. Da. Chiar am văzut că ați mers de curând și ați mâncat tom yam. Ai învățat da. să gătești? Știi să gătești tom -yam acest știu tip să, de tu? yam, să știu dup. să gătesc foarte, foarte, foarte bine. Acum încerc să mă specializez și în alte feluri de mâncare, nu neapărat tailandeză, asiatică în general. Dar în special, da, în special tailandeză, îmi place mâncarea foarte mult, mănânc picant, îmi place să mănânc foarte picant și... Dar uite, da. nu v-ați gândit și să vă deschideți un restaurant cu acest specific? Doamne, <laughs> ferește, nu. Nu, 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 asta nu. Deci nu <laughs> e dusă atât de departe pasiunea. Dar uite. Nu, îmi place, este, este o pasiune, dar în niciun caz nu mai aș deschide un restaurant, pentru că gusturile oamenilor nu te joci. Este un domeniu mult prea periculos și atunci prefer să fiu eu Ei, Am auzit de client. multe surse că tu gătești foarte bine, deci sunt sigură că ar fi un real succes. Am învățat de la Fodor. Tu mergi la muncă în Thailanda, mm. dar mergi în vacanță acolo în Thailanda. Cum Așez. e să mergi în vacanță în același loc unde și muncești? Pentru că mulți oameni practic fug de acest lucru. Da, dar nu ne place foarte mult pentru că este un, e un loc foarte bun pentru, pentru familie, un, un, loc extrem de prietenos pentru, pentru cei care au copii mici și atunci îi arunci pe plajă pe acolo și îți vezi de treabă. Dar ne-am obișnuit și cu zborurile lungi și în cred că în ultimul sezon, pe în ultimul sezon, Adela a venit cu copii acolo, deci a fost cumva mai simplu pentru mine că n-a trebuit să mă deplasez. Dar ne place, avem foarte multe gusturi comune, ce să zic. Dar uite, multă lume se întreabă de ce mai pică concurenții sau participanții, cum îi numești tu, ispită. Pentru că știu foarte bine la ceea ce se înhamă, au văzut sezoanele anterioare, știu ce se întâmplă acolo. De ce Până la urmă, tot pică, atât timp cât ei știu că se duc acolo să dea acest test al fidelității, știu că îi vede o țară întreagă și pot aștepta până la urmă, să se termine show-ul, dacă... sau nu în fața camerelor, să întâlnesc acasă cu ișfitele. Știu ce spui și este o întrebare pe care mi-o punem foarte multă lume. Mă întreabă diversi, diverse persoane, mă întreabă este ceva regizat acolo, este pe bune ce se întâmplă, da, oameni, este pe bune pentru că tocmai. Sunt, sunt oameni, oameni simpli care, care se înscriu la casting pentru a-și testa relația mai mult sau mai puțin. Dar uh, odată și acolo, este și frumos pentru ei, dar și greu pentru că rămân fără, fără telefon, nu mai pot comunica unii cu ceilalți și atunci uh, apar ispitele în, în peisaj. Care crezi tu că e principalul factor care influențează să fie în ispită? Habar n-am. Iată, am ajuns la sezonul 8 și încă nu îmi dau seama. Nu știu. Vom afla poate în sezonul 9, în sezonul 10, o să-mi dau seama. Și asta înseamnă că mai trebuie să vină câteva sezoane, pentru că, iată, la fiecare sezon îți da, spui da. că descoperi câte ceva nou. Apropo de asta, pentru că vorbeam mai stat departe de, parte de uh, familia în acest uh, timp, dar ieri. Am văzut că ați avut motive de sărbătoare, l-ați sărbătorit pe Alexandru. Știu că ziua lui a fost pe 11, Alexandru, dar da. petrecerea a fost ieri. Cum a fost? Așa este, a fost pe 11 ziua lui, dar ieri am putut să-i organizăm petrecerea pentru că atunci își putea aduna toți colegii de la școală și așa și mai departe. A fost frumos, emoționant. Astăzi vezi copilul că se bucură ca un copil, vrea și noi la fel să ne bucurăm ca, un, ca niște copii... Ce să zic? Emoționant, frumos, atât. V-ați planificat deja și o altă de vacanță unde ați vrea să mergeți vara aceasta? Um, cu copiii? Nu, nu cred. Avem foarte multă treabă și probabil mai spre toamnă, nu știu. Până încep școlile și așa mai departe. Dar dacă vom pleca, o să vezi. Că înțeleg că ești la curent cu tot ce se întâmplă pe cel puțin pe contul meu de socializare pe Instagram și vei vedea cu siguranță. O să te urmărim pe Instagram, uhum. le spunem și celor de acasă să te urmărească și pe tine și pe Adela, care bănuiesc că e foarte răsfățată cu atâția bărbați în casă. Mereu m-am întrebat cum e să fii tată de trei băieți? Mi s-a părut greu la început să fii tată de unul, apoi de doi, deja de la trei încolo nu mai contează. Ei, dar te e te sentiment descurci, foarte te frumos. Te de da, minune? este o împlinire, o împlinire maximă de care, pe care o simțim Amândoi, nu numai eu. Te felicităm. Da. Ești un bărbat norocos, ai o carieră de succes, o familie frumoasă, și iată, în curând începe și insula iubirii. Ne uităm de pe ce dată? Pe 15 iulie, pe Antena 1. Pe 15 iulie? Da, și sunt pe trei, trei episoade pe săptămână. O. A, da? Asta, da, veste iată, bună. Iată, o surpriză frumoasă, sper. <laughs> Îți mulțumim tare. mult Mă așteptăm și altă dată cu drag la noi în platou Ne uităm pe instagram tău și pe instagramul ul Adelei și în curând ne uităm și la Insula Iubirii pe 15 iulie. Începe noul sezon, cel de-al 8 pe Antena 1. Și, bineînțeles, acum.